Dacă guvernul României, condus de Nicolae Ciucă, a adus și a fost despre stabilizarea României, așa cum ați menționat și dumneavoastră, îmi doresc ca viitorul guvern al României, condus de către mine, să fie despre economie și reformă. Îmi asum cu toată responsabilitatea faptul că România are nevoie de aceste reforme și de Programul Național de Redresare și Reziliență. Locul României este în Uniunea Europeană și NATO. Indiferent cât caută unii să ducă România către altă direcție, drumul României este unul sigur și cu o stabilitate politică devine o certitudine. Eu vă mulțumesc încă o dată pentru onoarea pe care mi-ați făcut-o de a fi prim-ministru desemnat, care aduce în egală măsură și o mare responsabilitate și îmi doresc să mă ridic la nivelul acestei responsabilități. Doamne și domnilor, bună seara! Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Sub semnul întrebării. Evident, intrăm în, hai să zicem, zodia politică, Ciolacu, de astăzi începând. Așteptăm, să știți, chiar și niște declarații din Parlamentul României ale premierului desemnat, este vorba de domnul Marcel Ciolacu. Probabil că lucrurile intră în viteza a patra, a cincea, a șasea. Totul este cu mare viteză, așa că toată lumea vrea să țină de calendar joi să avem un nou guvern. În această seară legăm două subiecte și o să vedeți că ele chiar se leagă la un moment dat. E vorba, evident, de situația politică actuală și de ceea ce s-a întâmplat în urmă cu 33 de ani. Pentru că astăzi este 13 iunie și sunt 33 de ani de la mineriada din 13-15 iunie 1990. În studio, analistul politic Ciprian Purice, pe care îl salut. Da? Bună și seara! Salut, Ciprian, și jurnalistul George Roncea. Salut, George! Bună seara, îmi pare bine să ne revedem. Și eu mă bucur că ne vedem. Acum... Ciprian, nici nu știu cum să zic, domnule, ai avut dreptate. Hai să recunoști și chestia asta. Uite-l pe Ciolacu, desemnat prim-ministru și se pare că, într-adevăr, s-a întâmplat rotația guvernamentală. Păi da. Cu viteză mare, cum spuneai. Și a făcut domnul Klaus Iohannis cadou de ziua domniei sale, la mulți ani, domnule președinte. Acum eu nu cred că... Așa. Da, la mulți ani, domnule președinte, să fii sănătos și fericit. Și cât mai departe. Era fost și ziua Rusiei. Și cât mai departe de Palatul 12, Cotroceni. Da, 12, ieri. Și cât mai departe de Palatul Cotroceni. Așa. Nu cred că a tras. Nu sunt răutăcios, sunt realist. Dacă așa. Dumneavoastră îmi puteți spune o realizare după cei aproape 9 ani de mandat al lui Klaus Iohannis, notabilă. Atunci a fost eu îmi retrag afirmația de a-i ura cât mai mulți ani fericiți și sănătoși, dar departe de Palatul Cotroceni. Mm. Și nu e o răutate, e doar o chestiune pragmatică. Un an jumate și gata. Da, departe și așa ca duh, adică că și Traian Băsescu a plecat de la Palatul Cotroceni, dar ce? Moștenirea dumnealui a rămas mulți ani de zile. Mă rog, să revenim. A rămas chiar în PNL. PNL e canibalizat de PDL. S-a încercat. Luca Turcan era la PDL. N-a funcționat. Nu cred că a tras de timp domnul Iohannis cu rotația ca să fie de ziua dumnealui. Pur și simplu cred că greva a luat o turnură neașteptată. Corect, da. De acolo. Adică ea a fost stimulată de o zonă și după aia a fost încheiată de altă zonă, ca să fiu foarte clar. Și ăsta e decalajul. L-ai văzut pe Marcel Ciolacu astăzi la Palatul Cotroceni? Da. Da. Ți s-a părut, vi s-a părut, că am dat și mai devreme secvența asta da. Cu domnul Ciolacu. Mie mi s-a părut că avea emoții, domnule. Mi s-a părut că le strâng pantalonii. Da? Era așa, era cu... foarte emoționat, așa. Vă mulțumesc pentru... adică și Iohannis avea o atitudine din asta. Să te văd ce faci de aici. Eu cred că e o mare victorie, pentru că haideți să o privim în termen de încheiere de regim. Adică, dacă o să confirme că în guvern nu vor fi noi consilieri prezidențiali în poziții cheie, ba, vor fi. Atunci președintele Iohannis nu mai are nicio formă de control asupra guvernului și niciun fel de influență decât cea instituțională. Până acum știm foarte clar că noi știm de desubturile puterii din România, ei să răspundea cu să trăiți, adică sigur că da, orice, când apela Klaus Iohannis la guvernul României. Până la un punct e firesc, fiind președintele României, dar de multe ori a dăunat acest comportament.
Iar astăzi, asta vreau să, pe asta mi-am bazat și eu analiza când am spus că totuși rotația se va face și va fi Marcel Ciolacu. Odată pentru că e o predare, se încheie un regim. Regimul Iohannis s-a încheiat astăzi. Și să pregătesc alegerile anului electoral 2024, care nu putea fi pregătit pe bazele fostului regim Iohannis, care cu bune, cu rele, și-a trăit traiul și-a mâncat mălaiul. Anul electoral 2024 trebuie să se desfășoare în cu totul alt spectru. Va fi o nouă lume, o nouă generație politică, un nou parcurs pe care țara asta îl poate lua. Indiferent de cine, să spunem, adică nu mă cramponez în nume de persoane. Dar cred că va fi o mare victorie pentru noi dacă vom scăpa în definitiv de soroșiști și de soroșism la vârful puterii din România. Da, George, nu ne-am văzut de mult să dialogăm pe această chestie. Ești un om care, mă rog, se ocupă de multă vreme să analizeze, să vadă viața politică și nu numai politică, evident, a României. Dar suntem la a patra desemnare de premier al Partidului Social Democrat de către domnul Klaus Iohannis. Domnia sa, în aproape 10 ani de mandat prezidențial, a desemnat, sau mă rog, a lucrat, că nu neapărat i-a desemnat, că pe Ponta l-a moștenit, ca să zicem așa, 9 prim-miniștri, aproape unul în fiecare an, ceva de speriat. Da? Cum, Ciprian spune că se încheie o epocă a lui Klaus Iohannis. M-aș bucura, sincer, dar sunt sceptic cu privire la soroșești, nici vorbă. Au creat o bază de recrutare de 36.000 de oameni în toate sistemele, peste tot, în servicii. Ce faceți cu Helvig? A venit însuși regele Marii Britanii, Imperiului Commonwealth-ului, un om care are sub ghear 1 miliard de oameni, să pună mâna pe el, la Cotroceni, ci că în vizită privată. Credeți că aia a fost așa? Dom'le, când tu vii vizită privată și insiști ca presa să precizeze că e vizită privată, dar în același timp, convoci la Cotroceni pe Iohannis și spui, adu toată lumea, să fie mulți, să fie și partide, să fie... Și fă și mie o poză, că nu-l găsesc pe la mic. Unde e la micul? Vreau să-i strâng mâna, iubesc. Simte la adâncul meu cum bate inima pentru Helvig. Dacă și că au lucrat împreună, dacă la ONA, pe niște proiecte. Da, sultanul pune inelul, se pupă și lumea vede. Hai să pășim în filmele cu James Bond. Dacă țara asta așa mică și... Ciprian, fiind fan, Helvig a zis... Adică spune că va fi candidat la președinție, Helvig. Îmi spune asta, Asta a spus regele cu pricină. Eu cred că din rațiuni diferite. Hai să intrăm un pic în zona James Bond. Dom'le, dacă serviciile din țara asta mică, neînsemnată, din capătul lumii, așa zici cineva că e mică? Nu, zic, o duc în special în imperativ. Și mi-a semnat, are cea mare PIB din istorie. Poate a fost vreo colaborare pe linie de servicii între serviciile noastre și cele britanice, având în vedere că regele Charles este și patronul Coldea, serviciilor britanice. Și între Coldea și Macron? Și colaborare. Între Coldea și Macron. Este singurul șef de serviciu din lume care primește o medalie din partea unui alt stat. Dumneavoastră puneți tot felul de informații la oaltă și de acolo extrageți ce vă convine. Doar am pus în context o situație. Deci, Macron îl desemnează pe Coldea. Coldea a făcut USR-ul, avem datorită lui Coldea, adică al USR-ului, PNR-ul, care întâlnă promotorii de 10 ani. Ghinea, în fine, trece mai departe că Ghinea între timp s-a privatizat. Ideea e că și-a făcut treaba. Acum vine celălalt personaj important al lumii, poate mai important decât Macron, și pune mânuța pe Helvig. La micul vreau să-i strâng mâna, iubesc, cu te așa îmi bate inima. Sunt emoționat. Nu e ridicol. Așa se fac. Credeți că Marea Britanie are capacitatea de influență politica internă din România? Eu sunt convins că nu. Marea Britanie e influență de politica haos mondială. Haos în care se scufundă Marea Britanie în timp ce vorbim. Haos? Franța poate mai vorbi. E cel mai mare imperiu singur care este Commonwealth. Sunt 1 miliard de oameni, 53 de state. Un uriaș cu picioare de lupte. Hai să fim serioși. Ieși la pensie și care nu e deloc ieșit la pensie. Haos generalizat. Faptul că au pus indieni în fruntea țării este o mișcare inteligentă. Marea Britanie a ucis 83 de milioane de indieni. 83 de milioane. Într-un timp relativ scurt, în 60 de ani. Fără să folosească gaze și nu știu ce, da, i-au ucis. Și acum, că s-au scumpit alimentele. Acum India este o putere mondială. Știți că nivelul de trai în multe orașe din Marea Britanie e mai scăzut decât în România? În multe orașe. Vă întreb, e mișto, foarte mișto. Suntem neinformați. Dar hai să-l ascultăm puțin pe Marcel Ciolacu, care, iată, este de la Palatul Parlamentului. Da, uite, că sunt pantaloni sau pantofi. Îmi spuneți dumneavoastră când îmi putem începe? Azi, bună seara! Mulțumim că ne-ați așteptat până la această oră. Am venit în fața dumneavoastră să vă prezint lângă echipa guvernamentală propusă de către Partidul Social Democrat și
părți din programul de guvernare, și mai ales viziunea pentru națiune propusă de noi pentru următorul un an și jumătate. Greva din educație, semnalele venite și din alte zone ale societății, reprezintă pentru mine și colegii mei un mesaj foarte clar. Românii ne cer o schimbare majoră și curajoasă de ritm și mai ales de viziune. De aceea, educația trebuie să devină un pilon real de dezvoltare durabilă al societății românești. Pe scurt, această guvernare este despre reforme și economie. Este nevoie de un nou model economic și social. Nu mai putem aștepta stimularea producției și a locurilor de muncă să vină doar când decid regulile de piață. Piața ne-a arătat în criză că nu produce eficiență, ci speculă. Nu este de ajuns doar să protejăm categoriile vulnerabile. Trebuie să găsim soluții și un program național de reducere a polarizării sociale. Trebuie să avem curajul să ne propunem mai mult. Românii vor să vadă mai multă muncă, seriozitate și coerență din partea celor care administrează țara. Și mai ales să vadă reformele promise și rezultatele concrete. Eu asta vreau, împreună cu colegii mei, să oferim milioanelor de familii din această țară. Viziunea pentru guvernarea iunie 2023-decembrie 2024 se referă la dezvoltarea pentru modernizarea României. Trecem, de fapt, de la stabilizare la modernizarea economică și socială a țării. Prin reformele atât de necesare societății și economiei românești. Prin parteneriat cu mediul de afaceri, astfel încât în România să se producă mai mult. Prin investiții pentru crearea de locuri de muncă mai multe și mai bine plătite aici, în România. Prin lupta cu prețurile și sprijinul pentru refacerea puterii de cumpărare a populației. Știm exact ce avem de făcut și propunem un plan cu 5 mari obiective. Rezolvarea odată pentru totdeauna a problemei pensiilor speciale și adoptarea noii legi privind salarizarea unitară. Stoparea creșterii prețurilor și refacerea puterii de cumpărare. Dezvoltarea sistemelor publice de educație și sănătate. Principalul argument pentru a-i convinge pe românii plecați să se întoarcă în țară. Patriotism economic, de fapt, dezvoltare economică prin creșterea producției naționale, atragerea de bani europeni și alocări bugetare, crearea de locuri de muncă mai multe și mai bine plătite. Avem foarte mult de muncă în următorul un an și jumătate împreună și cu colegii de la Partidul Național Liberal. Trebuie să... Da, o să revenim la ceea ce spune Marcel Ciolacu. Avem deja, ca să zicem așa, direcția fixată. Sunt măsuri, cum să zic, pe care, sigur, România le așteaptă de foarte mulți ani. Foarte generos programul. Să rezolve cu pensiile speciale, să stopeze creșterea de prețuri, să dezvolte educația și sănătatea în noul guvern, patriotism economic, da? Crearea de locuri de muncă noi și mai bine plătite. Cam cum sună, George Ronci, așa? Se numește programul România Socială, un program mai vechi, încă din vremea Dâncu, de când eram eu încă student la sociologie, cred că de acum vreo 15 ani. România Socială este acest program. Ăsta e programul, da? Da, da, programul era bun în forma respectivă. A existat un colectiv de savanți, să zicem, din zona sociologie, economie, care la vremea respectivă a elaborat un fel de proiecție de viitor a României în raport cu parametrii pe care îi știam atunci, care nu s-au schimbat foarte tare,
decât cei demografici și cu prezența la țară. Aveam atunci 40% din economie centrată pe zona agriculturii, nu era un top ca acum, dar ideea e că direcțiile de ansamblu pe care le precizează, chiar punctele astea, punct cu punct, le recunosc în acel program de acum 15 ani de zile. Dacă îl urmează, ar fi fabulos, dar nu vine să cred. De ce? Pentru de că ce ești sceptic? Se întâmplă cu tot altceva. Deci, între timp, noi avem depus la vânzare niște obiective uriașe. Întrebarea la ce preț? Deci, hidroelectrica, să zicem că face 2 de miliarde. Dacă el o vinde la 9, discuția este anulată. Masa înțeleg asta... că o vinde pe bursă, că nu e o chestiune. Adică să vedem. Nu știu, o listare, ideea e că nu mai sunt cadrele economice de astăzi, nu mai sunt cele de acum 10-15 ani. Programul probabil că era bun atunci, posibil să fie bun și acum, dar la nivel de intenții nu e suficient. Ori mai este încă ceva, politica trebuie să fie puternic. PSD-ul nu este puternic. Dar iartă-mă, am sesizat aici... E chiar foarte puternic. Am sesizat chestiunea asta cu patriotism. Ce înseamnă patriotism economic? La ce se referă oare, domnul Ciolacu? E un concept mai vechi. Ca să-i răspund domnului Roncea și după... PSD-ul a trecut prin... Tu, dar simt o atmosferă tensionată, așa vă certați pe ceva? Nu, dar trebuie să avem un pic diferite. Am înțeles, nu e foarte bine. Nu vezi că vorbim exact același lucru? Deci eu spun că Helic Vacani da, el spune Helic Vacani da. Ce vrem mai mult? Asta e baza, dacă nu plecăm. Am înțeles, bun. Și cu toate astea recontrazi ceva. Da, să spun și eu că va candida Helvig, dar parcă încep să cred că, dacă ziceți voi, parcă încep să cred că într-adevăr și ce face cu Coldea? Chiar așa lăsăm bani? Poate candidează și Coldea, domnule. Da, nu prin, știi, prin aur, da. Vede. N-are nicio legătură cu aur, ar vrea el. Dar... Revenim la PSD. În PSD s-a încercat o fractură. De ce zici că e puternic? Asta mă interesează. Pentru că a supraviețuit acestei fracturi. Deci în PSD... chestia cu Dragnea sau ce? Nu, ultimul joc pe care Klaus Iohannis l-ar fi încercat la această rotație era nominalizarea altui premier decât Marcel Ciolacu. Și în momentul respectiv, pe modelul din 2010 la început, când s-a desprins un EPR-ul, pe modelul pro-România... Da, o, să fracționeze, deci. Sigur, da. O falie din PSD se rupea, mergea într-o guvernare eventual cu premierul desemnat de către Iohannis, adică falia colaboraționistă, să-i spune. Mergea cu premierul lui Iohannis și cu PNL-ul și în felul ăsta la tortul guvernării. Nu, adică beneficiile uriașe asta împărțite la puțini... Asta de speculație, nu cred. Nu e speculație. Da? Nu e speculație deloc. Da. Faptul că Marcel Ciolacu a reușit să țină capacul pe oală și aceste lucruri nu s-au văzut, e un mare succes al său și, și al PSD-ului în sine, care a reușit să stea unit. Revenind la acest program cu patriotism, sună fabulos. Vestea bună. Vestea dar bună. Iartă-mă, poți să-l traduci? Adică, dar... din punctul tău de vedere, o traducere, o interpretare. Ar fi ce... România First. Programul ăsta se. Și, domnule, patriotism economic, iartă-mă, suntem în... O să zic, sar acum, încep și eu ca ăștia, ca neomarxiști. Poți să dau un exemplu? România în Uniunea Europeană. Poți să dau un exemplu de patriotism economic? Cumpărăm, ne înarmăm, da? Așa. Ne înarmăm. Ei, noi când ne armăm, există o lege în vigoare, legea offset-ului, da? Care spune că în funcție de achiziții, 70-80% în funcție de tipul de achiziții, de exemplu pe F-35, undeva spre 70% din cât cheltuim, noi trebuie să ai return, întoarcere în economia românească. Noi că suntem cu departamentul de stat și când am auzit de unchiul Sam, ne ridicăm în picioare și salutăm respectuos, 3/4 din clasa politică actuală românească așa face, noi nu le mai cerem americanilor la schimb investițiile pentru armamentul pe care îl cumpărăm. Patriotism economic ar însemna ca în Parlament sau în Guvern să spună cineva, ok, ce cumpărăm? 2 submarine. Cât costă? 1 miliard. 700 de milioane investiții în șantierul de submarine sau în ce o fi, în tehnologie suport. Ce cumpărăm? F-35. De cât? Asta ar fi o lecție de patriotism economic, dar nu vreau să-i fac acum apologia programului lui Ciolacu. Vestea bună, ca asta vreau să spun, pentru noi toți, este că nu trebuie să așteptăm 4 ani de zile ca să îl sancționăm pe Marcel Ciolacu și programul. E suficient, până la anul așteptăm. Corect. Dacă dă rezultate programul lui economic, va primi voturi. Dacă nu dă rezultate, va ajunge acolo unde au ajuns toți predecesorii săi din fruntea PSD, adică la lada de istoria de gunoi a politicii. Vreau să urmez exact ce a zis tu, mi se pare foarte interesant și un punct de vedere foarte valabil. Vom vedea imediat, e ca un turnesol, ce va face Ciolacu, exact pe tema pe care ai pronunțat-o mai anterior. De exemplu, lumea nu știe că 19 miliarde de euro, până acum, au fost dirijate, vezi, Doamne, pentru nevoile armate. Armata care, bă, cum am văzut, Piran a cumpărat la un preț de 4 mai mare decât producem noi, niște taburi de mai bună calitate și care sunt și subacvatice, s-a și scufundat cu comandantul cu tot în Dunăre. Bun. Nimeni nu s-a uitat pe achiziții. Dacă se uită cineva pe achiziții și le pune cap la cap, am cumpărat drone, nu o să le avem că peste 10 ani. Avioanele peste 6, dacă vor fi. Ideea este că toate aceste achiziții, în realitate, sunt o uriașă șpagă. Această șpagă de 19 miliarde, asta este suma.
Îi vezi pe oameni săraci că ies în stradă pentru 3.000 de lei profesorii, pentru pensii, tot ce înseamnă. Salele profesorilor, ale pensiile, totul, absolut totul la un loc, nu depășește 1,5 miliarde. Lumea pentru asta este în stradă și face scandal, neînțelegând că alte 19 miliarde au fost sifonate, deja trimise afară și plătite în avans pe nimic, pentru canalitate. F-urile pe care le primim sunt toate la mâna a doua, cel puțin 30 de ani vechime. Orice vom primi, dacă vom primi vreodată, va fi cândva când poate nu mai avem nevoie. Ce să facem noi cu submarine în aer? Ne le băgăm în... Deci, pe Dâmbovița mergem cu ele, să apărăm palatul Cotroceni. Mai cine vizit că va cumpăra vedete? Arafat, unde merge cu vedetele? IGSO merge cu vedetele pe Dâmbovița? Nu ce să face știe, domnule, vin inundațiile și o să crească nivelul. Hai să mai ascultăm un minut pe Marcel Ciorac, să vedem ce mai spune. 70 de ambulatorii publice, marea majoritate în zonele defavorizate. Știm ce avem de făcut și împreună sunt ferm convins că vom reuși. Vorbim despre responsabilitate, încredere și dialog. Strategia noastră este să acționăm și să explicăm fiecare pas pe care îl facem. Credem că aceasta este forma obligatorie de respect față de români și față de mandatul pe care l-am primit. La final, vreau să vă spun cât se poate de clar. Eu nu voi conduce guvernul PSD și PNL, ci guvernul României. Iar toți miniștrii nu vor fi membrii ai PSD sau ai PNL. Vor fi miniștrii ai guvernului României. Iar rolul guvernului este de a asigura că economia și societatea funcționează pentru toată lumea în mod egal, că nimeni nu rămâne în urmă, că nu mai trăim într-o țară împărțită între speciali și oameni obișnuiți, că tăiem privilegii nemeritate unora pentru ca toți să aibă parte de șanse egale. Așa văd eu și sensul respectării PNRR pentru a aduce miliardele de euro necesare României la pachet cu toate reformele prevăzute în PNRR. Aceasta este viziunea noastră pentru națiune, propusă astăzi împreună cu colegii mei și am să rog și pe doamna Gabriela Firea, vă rog, am mult programul ăsta. Mulțumesc, domnule președinte, foarte mult. Voi interveni scurt, doar să fac precizarea faptului că au fost aproape 4 ore de dezbateri intense și cât se poate de serioase împreună cu toți colegii noștri din țară, pentru că am dorit ca acest program de guvernare să fie unul realist, să fie unul autentic, care se referă la viața românilor, ancorat în realitate și nu un document programatic, teoretic, așa cum în anii trecuți se mai proceda. De aceea, așa cum ați putut observa, domnul președinte deja va prezenta câteva din măsurile care vor fi luate în imediata perioadă de la preluarea guvernării cu prim-ministru din partea Partidului Social Democrat, în prezența și în persoana domnului președinte Marcel Ciolacu. Și de aceea am dorit să ne consultăm cu toți colegii noștri din țară, care au discutat la rândul lor cu toate categoriile socioprofesionale și vreau să le mulțumesc din partea echipei noastre, tuturor celor care au lucrat la programul de guvernare, care se referă la toate domeniile de activitate și implicit la viața tuturor românilor, pentru că este un program de guvernare care pune în centrul atenției viața românilor. Fie că este vorba despre copii, despre femei, despre familii, despre tineri, în mod special, de asemenea, avem foarte multe măsuri pentru aceștia, despre persoane, femei și bărbați care sunt acum în activitate sau care au ieșit din activitate și mă refer la seniori, pentru că nu trebuie să uităm niciodată. Mulțumesc tuturor pentru nominalizarea noastră, așteptăm dezbaterile de mâine din comisii, firește, și votul din Parlament. Urez succes tuturor colegilor, multă sănătate tuturor celor care ne privesc și Doamne ajută tuturor! Da, am urmărit, iată, eu cred că vedem în acest moment și între cei trei de aici, din această
poză viitorul candidat la președinție, nu, al Partidului Social Democrat. Și cred că domnul Ciolacu a avut un discurs de candidat la președinție. Și doamna Firea a avut discurs de candidat. Da, pentru că nu știi ce se întâmplă anul viitor. Și când doamna Firea a fost primul primar al Bucureștiului, concomitent cu primul primar al Parisului. Diferența e că le-au fost necesar francezilor 200 de ani de democrație ca să-și pună o femeie primar. Fii atent, a zis așa Ciolacu, a zis, v-am prezentat, atenție, nu programul de guvernare, viziunea pentru națiune, George. Mi-aduc aminte când eram mici, Iliescu venea cu consensul. El asta a spus acum, da, da, da. Consens. Adică toți, împreună, oameni de la munci, deci cum era pe vreme, oamenii muncii la sate și orașe, PNL și PSD și nu mai suntem cu partide, e suntem României, cu toții pentru țară. Mai avea puțin să zică totul pentru țară, soarele sunt deasupra. În realitate, să se discute și Iliescu, cu consensul. Ceea ce evident că nu e adevărat, pentru că toată lumea știe că lumea este fracționată, că sunt disjungeri între tabere, că evident că peneliștii o să facă pe dracu în patru să le pună ăsta la piedici și reciproca, peneliul se duce în cap, au tot interesul să facă cumva să se agațe, să-i scadă pe ăștia. Deci nu o să fie deloc, cum zice, cum vrea Ciolacu, speră, consens. O să vedem foarte curând, maxim o săptămână. Nu o să înceapă scandalul pe funcții, nu o să înceapă dezvăluiri, care mai de care. Nu cred că va fi niciun consens. Pe de altă parte, trebuie să salutăm faptul că ei vin cu acest proiect care se numește România Socială, care sună bine, teoretic, cu oamenii, cei 400.000 de oameni care n-au de muncă. Viziunea pentru națiune. Da, sună frumos, da. Suna program prezidențial deja. Da, da. Viziunea da. Pentru națiune. Dar nu are cravata potrivită, îmi pare rău. Da, da. Să anunți un program prezidențial cu un an și jumătate, cred că fix un an și jumătate înainte de alegeri, e cam long shot, deci domnul Ciolacu ar trebui să-și schimbe consilierii care i-au recomandat așa ceva. Plus că dar a zis că a fost un discurs de candidat la președinție? Așa, în ultima etapă aici? La... Cred că a fost discursul unui om entuziasmat de ghetele pe care le-a încălțat. Trânde. Crezi că e foarte bucuros, Marcel Ciolacu, de faptul că a primit această desemnare? Acum, indiferent de vremurile care vin, da. Să rămâi în cartea de istoria României. Ah, okay. Adică că nu cred că va pierde vreun război. Adică nu va avea o ieșire din politică absolut neagră. Să ai tablou acolo, atâta la Palatul Victoria. Ești fost prim-ministru al României. Nu e o glumiță asta. Inculpați, mai de seama dacă, decât el. Dacă domnul Ciolacu își va da silința, indiferent de vremurile grele care vin, dacă își va da silința și va... Eu te luăm pe Boc, da? Așa. Lui Boc nu îi se poate reproșa, deși a avut o guvernare dezastroasă din perspectiva mulțumirii societății. Dar lui nu îi se poate reproșa că și-a bătut joc. Da? Sau că nu și-a dat, n-a încercat de cât a putut el, de micul Boc, să facă ceva. Și de asta lumea l-a reținut și îl apreciază pentru cât a putut el să facă. Apropo că tot tăia iarba cu coasa, nu s-a modernizat domnul Boc să treacă și la o motocoasă. Da, șefa lui Boc era totuși cu Udrea, așa că... El s-a ascuns după ea, de fapt. Cred că mai degrabă anul electoral de anul următor se va desfășura sub spectrul unei coaliții PNL-PSD care va merge cu candidați comuni. Și asta schimbă complet ecuația. Candidați comuni? Candidați comuni pe toată linia. Dar cum se leagă cu ducerea în cap a PNL? PNL este avion. Tocmai asta este... De ce ar vrea PSD-ul să-și pună o piatră de picior? Singura salvare a PNL este astăzi PSD. Da, dar fără PNL, PSD nu cum poate... Cum sună asta, iartă-mă, de ce da, asta era... Ca dracu, vorba ăla. După 33 de ani, iată că... Aici au adus PNL, liderii PNL. Aici l-au adus. Nu, Iohannis în primul rând, că Iohannis și Iohannis și tot, adică după 10-15 ani de dezastru, aici sunt. Deci singura lor salvare este să, ca să nu se vadă goliciunea, de să nu se vadă că sunt un partid de 13%, singura lor variantă este să meargă într-o alianță cu PSD și în felul ăsta să obțină un rezultat onorabil de peste 50%. De ce crezi că PSD se ia la suma o asemenea pentru că PSD, tortură. Dacă nu are PNL ca aliat, nu are cu cine guverna. Degeaba câștigă PSD la anul alegeri 38%, vă dau o cifră mult gonflată. Nu va guverna PSD cu de ce? Piperea este un potențial ministru al justiției. Pentru că e un avocat extraordinar, este mare mult profesor. Mai confortabil PNL ca partener de guvernare decât AUR. AUR cred că e o variantă de avarie. Cea în care se defectează această coaliție PNL-PSD și vor candida separat. Depinde, dacă apar niște oameni de valoare, ce te faci? Piperea? Dar PSD nu are nevoie de oameni de valoare cu care să guverneze. Asta PSD are nevoie de parteneri cu care atunci să colaboreze. Atunci da, discutând politic, da? Nu discutând neapărat din
perspectiva interesului românului național, care vrea o viață mai bună. Politica se ocupă de putere, domnul. Pentru mine, un om ca profesorul Pipera, ministrul al justiției, ar fi ceva absolut extraordinar. Să știți că nu întotdeauna cei mai buni oameni pe anumit domeniu au fost miniștri foarte buni. Ministrul bun e un manager foarte bun. Bun. Întrebarea acum e dacă și PNL-ul va ieși poate chiar imediat după sau poate mâine, nu știu, într-o conferință sau într-o prezentare din asta în maniera în care au făcut-o astăzi PSD-iștii, care se pare că dincolo de discursul ăsta de premier, de semnat, de nu știu ce, domnule, lucrează și la imagine foarte mult. Uite, cadrul ăsta pe care îl vedem acum, puneți colegii pe ecran, dar aliniați acolo frumos toți în fața presei, răspunzând întrebărilor presei cu răbdători, așa. Arată american așa, eu... Da. E altceva un pic. Adică în comparație cu Bietu Ciucă, mă rog, care nu prea părea înconjurat de mai nimeni de la Partidul Național Liberal, deja începe să arate altfel toată... Deci dacă o să facem... Atâta mai vreau se umblă și la imagine. Să propun... Spune că concluzia, că tu ești ca de obicei marța la ora vreau, asta. Vreau să vă... Deci hai să facem o analiză corporate. Așa. Cu key objective sau cu key, KPO, nu? Nu le să luăm de, nu, deci încă o dată, nu-i fac apologie de Ciolacu, dar ne ocupăm de analiză. Nu mă interesează asta. Deci hai să luăm de unde, dar nu contează, putea să luase nici nu ia bacul. Încă o dată, domnul Roncea, politica nu se ocupă de eminențe, se ocupă de putere. Cine ia puterea? Nu e deloc adevărat. Politica este oamenilor. Oamenii se uită. Un om care are bacul la 3-9 de ani ridică întrebări asupra intelectului. Politica, încă o dată vă spun, politica este despre putere. Dovadă că iluștri oameni și academicieni nu au fost niciodată foarte buni politicieni. Nu e întotdeauna așa. Uite, a existat un președinte al Franței care a fost academician. Unul. Din exemplu. Câți? Din 200. Păi, unul că atât a avut. Haideți academicieni, să... sunt inteligenți, vor să fie președinți. Atâta vreau să vă propun ca analiză. Ciolacu ia partidul în 2019, după înfrângerea de la prezidențiale, de la ultimul scor pe vot politic, 22% alegerile europarlamentare din 2019. Îl duce în 2020 la un onorabil 30%, dar opoziție. Domnule, nimeni, nici eu, nici nimeni nu credea în 2020, după ce s-au încheiat alegerile parlamentare, cu un președinte, Klaus Iohannis, mai mult decât ostil PSD pe față, că numai în 3 ani de zile, PSD va prelua puterea și va prelua guvernarea cu prim-ministru al lor. Deci, dacă o să analizăm strict pe obiectiv, o să vedem că obiectivul lui Ciolacu, cu bacul ăla la 30 și cât a zis? 39 de ani, sunt mai tari decât al lui Ion Iliescu și Adrian Năstase și Dragnea la un loc. Pentru că a plecat de foarte jos și și-a dus partidul foarte sus. Iar politic, vorbind strict politic, ăsta e un rezultat remarcabil. Mulțumesc, Ciprian Purice, mulțumesc pentru că el se va retrage. Ciprian merge la o altă emisiune, dar îi mulțumesc foarte mult, a făcut neformare să fie astăzi prezent în emisiunea Sub semnul întrebării și mulțumesc pentru că noi vreau să continuăm, George Roncea, pe un subiect pe care l-am propus și n-aș vrea să-l lăsăm să-l uităm, mai ales că sunt lucruri pe care aș zice chiar numai tu le știi din, din acea perioadă. Păcate, da. Este vorba de momentul 15 iunie 1990, un moment al naibii de complicat, un moment care a dat peste cap busola României și așa destul de fragilă sau foarte fragilă în acele prime luni după Revoluție. E un capitol care nu s-a închis, care se scrie în continuare, să zicem, mai ales că se încearcă, înțeleg, scrierea lui sau încheierea lui în justiție, dar cine știe ce se mai întâmplă. Povestește-mă însă puțin personal, înainte de a intra în legătură și cu fratele tău, cu Victor Roncea, care e undeva pe drum și o să avem o legătură Skype, că ai participat direct la acele zile, ai fost în piața universității, ai fost bătut de minere, ai luat o rangă în cap. La mai mult, n-am văzut. Mai mult. Nu, de fapt, ca să fiu mai clar, insigna de Golan, legitimația de Golan, tema Golanii este producția mea, cred că a fost primul, cum se numește acum, PR, manager, copywriter, da, din istoria post-decembristă. L-am văzut pe Iliescu la radio, care spunea ceva similar cu ce spunea Ceaușescu, Haimanale, Derbedei, Golani, ceva de genul ăsta. Și mi-am zis, iată, o imprecație, o înjurătură care poate deveni o legitimație. Și am tipărit imediat, am făcut la Xerox, am găsit un Xerox undeva la un subsol. Am avut niște insigne, niște de-astea, cu niște alții, oamenii și le-au pus. Așa s-a născut tema Golan, Golania. Deci era... ție-ți aparține, practic, urcarea acestui... Transformarea înjurăturii lui Iliescu, acești golani, da, acești vai de, da, capul, da, lor, da, noi ca nimeni. Iată că noi ca nimeni au fost cei care au pus atunci piciorul în prag, dar asta a fost partea de imagine. M-am ocupat cu imagine, eu controlam arhitectura, etajul 4,
era un fel de laborator. Uite-l și pe Victor. Uite-l și pe Victor, să-l salutăm, circulă. Da, Victor Roncea. Dar nu știu dacă e în București, ne... după cum arată, văd că îl urmărește o mașină de poliție. Cine știe? Să păi îl urmărește tot timpul. Victor, ne auzi? Că noi te vedem. Da. A început demonstrația Marșul Golanilor din Piața Revoluției spre Piața Universității. Cât sunt? Doi? Câți oameni sunt acolo? Victor? Șapte? Hai, zece. V-am pus o imagine, sunt băieți în spatele meu. Doamne ajută tuturor. Salut, Victor. Mă, e mare minune totuși că la 33 de ani de la acel moment, uite, în contextul ăsta destul de complicat în România, acum politic și pe o marele hamită națională pentru orice, sunt niște oameni care se mai adună totuși să vorbească, să aducă aminte. Avem jurnalist pe teren, vezi, fotoreporter. Da, asta este. Ia zi, Victor, și care e situația? Sunt 12 oameni cu totul? Da, eu zic că e mare lucru că după 33 de ani mai sunt niște tineri, pentru că cei care sunt aici în spatele meu sunt tineri care țin flacăra aprinsă. Iată, idealul pieței universității nu s-a stins. Mm-hmm. Îi auzim în spate strigând pentru libertate. Flacăra, zice, nu prea arată flacăra, dar în fine, să zicem că se... Sunt niște băieți bine făcuți cu făclii, ca să zic așa, chiar cu făclii la propriu. Asta e ceva nou, interesant. Asta e bine. George, povestește în continuare, deci vorbeam de această chestiune cu Golan. Eu m-am ocupat cu partea mea, eram cu artele plastice, Victor la fel, noi eram o mică gășculiță de băieți de la Tonița. Erau și multe fete în jur care ne-au ajutat foarte mult, că fără fete nu făceam piața universității, pentru că toate acele benere uriașe, cineva trebuia să le treagă la mașină. Și nu aveam noi mașină de cusut, o fată avea Zing, la altă avea mașină Veronica, cred că se chema. Tot acel ansamblu am creat un perimetru la scenografie, se numește scenă de tip închis, cu axă unidirecțională, dirijat către balcon și seara către ecran. Ecranul l-am ciordit de la ambasada Franței, pentru că nu găseam niciun videoproiector și l-am furat efectiv. În fiecare seară îl furam și îl duceam înapoi. Ambasada Franței avea o expoziție la Dallas și curatorul expoziției era colegul nostru de la arhitectură. Cu cheia seara fugeam cu videoproiectorul de colo-colo. De ce? Era nevoie de imagini. Atunci s-a creat ceea ce se numesc astăzi televiziunile libere. Pentru că aveam niște casete care au apărut pe poste România, adică la Pro TV, la televiziune mari. Dar după 18 ani, acele casete din interiorul CC-ului, cu Nicolae Militaru, care a dat din mână Frontul Salvării Naționale, există de nu știu câți ani. Pe fond, însă, trebuie înțeles ceva. Noi, ca tineri studenți, eram noi acolo, adunați, nu mă adunat doar pentru o temă socială. În realitate, totul a plecat de la CADA. De la manifestația CADA din februarie, dacă formarea armatei. Este unică lume, nu mai există nicio situație pe planetă, în ultimii 200 de ani, în care cadre militare de vârstă la armate și se adună în piața publică, în uniformă, cred că la vreo 4.000, și să ceară șefului statului, nu direct demisia comandantului armatei, adică militar numit a doua zi după ucinerea lui Ceaușescu, ci să ceară înlăturarea KGB-ului. De acolo a plecat. Iar piața universității a fost o formă, noi a fost o portavoce a cadrelor militare, care știau ce ținut, nu aveam cum să știm, ca tine studenți, nu știam cine e KGB-istul, cine e dosale Corbi 1, Corbi 2, știam despre militarul că e un asol, că Iliescu la Moscova, nu știam că toată gașca din jur, absolut toți, cu Brucan în frunte, erau de la NKVD și KGB. Cadre militare care au ieșit atunci s-au expus public, în uniforme, cu nume, cu prenume și de la acel moment societatea românească a început să perceapă că avem o problemă în România care se numește KGB, de care nu știau. Noi am fost portavocea publică a acestor cadre militare care după aia s-au retras în cazărmi. Datele de la ei le-am preluat și ca atare, în esență, cele mai importante benere din piața universității erau cu Iliescu KGB, cu FSN, URSS. Deci noi am atras atenția societății românești că ăștia noi, care au venit, băieții ăștia frumoși, democrați, care l-au omorât pe Ceaușescu, sunt niște dragi mai mari ca Ceaușescu și că sunt KGB și că o să ne lichideze. Ceea ce s-a și întâmplat într-un final. Ăsta a fost și motivul, pentru că noi am scos, cum ar veni, de sub acoperire persoane. Câtă lume știa de Nese Dumitru, președintele FSN București, un personaj important, cazul de la Moscova. Știa de Iliescu. Câtă lume știa că Brucan e adevăratul șef al guvernului. Câtă lume știa că Petre Roman, la rândul lui, și el făcea parte de o structură de securitate.
Franța, etc., linia de familie, tot KGB, toată lumea KGB. Lumea nu avea de unde să știe. Lumea știa că, iată, un profesor drăguțel, îmbrăcat în plovăr, ala de la Paca îl iubeau, de unde se știe că el este băiatul, deși tasul și maică-sa erau cadre, ofițerii ai NKVD. Maică-sa avea rang de general, era mai mare în grad decât taică-sul scolit la Moscova, taică-sul era doar cadru militar. Deci, ce vreau să spun este că noi atunci, niște tineri, niște blegi într-un fel, că n-am știut cu cine ne punem. Am ieșit pe interval, urlând în stradă despre cea mai periculoasă și mai criminală organizație și infamantă de pe planetă, KGB-ul, care avea la vremea respectivă și acum, cred că s-au adunat, milioane de victime. Ce nu știam, am aflat ulterior, chiar Petru m-a mărturisit-o, că o parte din cadrele spețnați, care au fost prezente în România în decembrie 89, da, atunci, în iunie, încă erau în București, în principal, concentrate. Erau active în continuare. Pentru a urmări că guvernul se așează. Uh-huh. În mai au fost alegerile, dar situația era puțin fluidă, a fost lupta aia din Piața, din Piața Victoriei, cu PNţ-ul, cu unde ați fost 5 ani, deci cu Mazilul. Puțin mi-aș aduce aminte că până la acest moment al Piaței Universității au fost niște încercări, niște lupte care s-au dat de schimbare de procente. Probabil că americanii au zis, nu suntem de acord doar cu 10% și rușii 90%. Lumea nu știe, atunci nu știam, dar acum știm. James Baker, secretarul de stat american, șeful extrem, o persoană foarte importantă în statul american, a ieșit public în acele zile și a cerut, nu că a permis, a cerut URSS să intervină militar în România. URSS a zis să, nu chiar așa, adică nu mai cu mânuși. James Baker, peste ani, ajunge angajatul lui Putin la Rosneft, printr-o firmă de avocatură. Lumea e mică, deci aflăm niște lucruri. Doi cancelari germani ajung angajații lui Putin. Asta înseamnă că puterea pe care o avea Rusia la vremea respectivă, uriașă, prin tot aparatul de cadre, se întindea în niște zone pe care nici măcar nu le percepeam. Nu aveam de unde să știm că și Mitterrand, de exemplu, era tot un agent. De fapt, Mitterrand primea bani inclusiv de la Securitatea Românească, s-a enervat pe Ceaușescu, că i-a dat mai puțin decât Giscard d'Estaing. Securitatea Românească, că Ceaușescu plătea campaniile candidaților la președinție în Franța, de exemplu. Un ministru de la apărării din Franța aparținea Securității Române, era cadrul de spionaj al nostru, plătit de noi. Nu aveam cum să știm. Noi credeam că Occidentul, iată, Franța, ce frumos, ne dă videoproiector. Nu l-a dat, a trebuit să-l fur. Ambasada, acolo ne-am dat seama cât de groasă e chestia, pentru că videoproiectorul era o armă foarte importantă, pentru că imaginile contau. Oamenii veneau și ocupau loc în Piața Universității cu un timp înainte pentru a vedea acele imagini care nu existau nicăieri. Absolut nicăieri. Nu aveai. Plus, cele de la Revoluție, cu morții, cu răniții. Ideea este că atunci am creat un fel, pe ecranul ăla din piață, un fel de televiziune aer liber, care a și devenit după aceea nucleul SOTI, prima licență liberă, după aia Canal 33, ProTV, în fine, toate au plecat de la acel moment, greva foamei, bătaia și așa mai departe. Pe 11 iunie s-a semnat un protocol, nu mai știu cine era atunci secretar de stat la guvern, am făcut un fel de marș al tăcerii. Acel protocol a fost foarte important pe 11 iunie, riscul s-a ofticat îngrozitor, pentru că prin acel protocol se consfințea dreptul de a se crea, de a se elibera o licență, o licență nouă, ca zonă civilă. Ăla a fost momentul în care Iliescu a decis să sub nicio formă. Pe 11 iunie a convocat pe toți, i-a adunat, fiecare cu sarcini, cu misiuni, și a dat ordin să aibă loc cafteala ca să nu se ajungă la asta, pentru că știa foarte bine, totuși un băiat școlit Iliescu, foarte bun la propagandă. Acum, uitându-te retrospectiv, crezi că, într-adevăr, ordinul de împrăștire. De mătrășire, da. Avem documente. A fost al lui Ion Iliescu? Bine, păi categoric? Avem documentele. Și a fost acel Ion Iliescu influențat puternic de Moscova sau a fost un Ion Iliescu? El era direct agent, adică nu avea cum să fie influențat. El nu putea să facă nimic în afara cadrului, era supravegheat. Nevasta lui este cadru de informații. Mi-aduc aminte că un coleg jurnalist de la radio a lăsat calea deschisă când Iliescu vorbea în direct la radio. Spunea el ceva, nu mai știu ce post de radio. Foarte amuzant și din spate din nou, la un moment dat, se aude nevasta, urlând la el, dar urlând, Ionel, imediat vine un cace că trebuia să vadă ceva Ionel. Ionel s-a trăit, deci a lăsat emisiunea, s-a dus, s-a fugit, frate, nevasta e șefa. Se obișnuiește în sistemele de informații, de regulă, nevestele, mai ales și la ruși, și la evrei și în alte zone, sunt factori de control. Pe lângă asta, peste Iliescu era Vasile Ionel, cadru GRU, cel care multă vreme la Cotroceni a avut partea asta cu apărarea. Militarul a fost numit, practic, la o zi după uciderea lui Ceaușescu. Militarul și-a adus vreo 20 ceva de generali și vreo 300 de colonei, cu toți în agentul la GRU, cunoscută și documentată de serviciile românești. Însă Ceaușescu nu a avut curaj să lupte cu Moscova la modul real, adică să-i mătrășească și el. Pentru că cei pe care, în loc să-i bagi în pârnaie, să-i ucidă, să facă ce se face cu spioni în general, i-a lăsat în viață și iată că ăștia l-au omorât. El când a aflat, Ion Iliescu a fost copilul lui adoptiv, nu știe treaba asta. Tatăl lui Iliescu, Alexandru Iliescu, se afla la Doftana cu Ceaușescu,
Elena Ceaușescu venea cu ăsta micul de mână. El a crescut în familia Ceaușescu, cum ne dăm seama dacă ne uităm acum pe fototeca comunismului, sunt imagini de la vila lui Ceaușescu, în fine, petreceri. În toate imaginele, Ion Iliescu este mai aproape de Ceaușescu decât proprii copii. Era Ionel. Deschiderea familiei către... Deci el a fost copil adoptiv la familie. Când Iliescu a aflat că după 68, după ce Iliescu Ceaușescu s-a apropiat împotriva Moscovei, în acel moment Moscova a declanșat așa numite măsuri active, toate statele comuniste, absolut toate, tot blocul sovietic, a pornit pe un plan declanșat de Moscova de lichidare, terminarea României sub toate aspectele. Atunci n-au ajutat chinezii care aveau război, se războiau cu rușii de multă vreme, n-au oferit ceea ce se numește baza industriei românești, care de fapt industrie civilă era convertibilă în industrie militară, cumva am fost salvați și de americani, pentru că există, după ani și ani, există niște foarte interesante stenograme de la NSA care arată cum rușii își concentrau trupele români să intre în România. La vremea respectivă, țin minte că până și eu eram foarte mic, dar știu de la deținuți politici, oameni care au avut 13 ani de pușcărie, că s-au dus să ceară și arme, să lupte, foști partizani luptători, să lupte alături de Ceaușescu, să se pau șanțuri. Deci a fost o situație foarte interesantă. La fost momentul când Ceaușescu a izbucnit în plan mondial. Și tot acela a fost și momentul care a declanșat moartea. George, vreau să te rog să mergem puțin, mai avem un minut, două, și la Victor. Da, foarte mult, e în piața universității. Victor, sper că ne auzi, da? Din păcate nu vă aud, pentru că sunt scandări. Mai mult vă văd. Mai zi. Povestește-ne un pic ce s-a întâmplat. Cine-s tinerii ăștia? Cine sunt ei? Da? Sunt tineri naționaliști de la mai multe asociații, Neam Onoare Identitate, grupul Noi Românii, Honoret Patria, din câte am înțeles, Frăția Ortodoxă, Starea de Libertate. Sunt tineri care au învățat câte ceva despre libertate, probabil și de la noi ăștia mai bătrâni. Și acum o strigă în stradă. În amintirea celor care au murit aici, dar și în afară de tine, și sunt în stradă și acum. Da. Pentru a comemora victimele din iunie 1990. Victor, dacă ne auzi, dacă mă auzi. Te întrebam dacă ai recunoscut printre cei prezenți la acest marș, meeting, vreun participant la evenimentele din 13-15 iunie 90. E cineva acolo? Da, am recunoscut câțiva, nu foarte mulți, okay. Cei drept, pentru că se pare că noi suntem deja o generație de veterani. Corect. Dar da. Sunt aici, i-am văzut. Da, ai pus invers camera. Bine, da, e okay. Da, e bine acum, e în regulă. Da. Mulțumesc foarte mult, Victor Roncea. Am vrut să te avem în studio, dar mă rog... Pe teren din piața universității. Poate că a fost mai bine așa. Ne vedem data viitoare în studioul Metropola TV. Oricum, discuția a fost una cum rar am mai auzit în ultimii ani pe vreo televiziune din România. Nu că fac emisiunea asta, e meritul lui George Roncea, care a venit cu niște detalii absolut extraordinare și am să-l rog să decretăm împreună că e abia primul episod dintr-o... A, da, bine. Eu am și niște documente aici, mă îndoiesc, că nu cred că au apărut pe nicăieri. Așa. Documente care au fost, chiar asta, dar a fost un termen la înalta curte legat de partea mai puțin cunoscută acestui dosar. Lumea crede că tot mai zice minerii. Da. Nu, frate, minerii erau, hai să spunem, cum ai luat niște gibuni din cușcă să-i pui să mănânce oase de pe stradă. E vorba aici de 16 instituții ale statului, deci Guvernul României, Administrația Prezidențială, MEI, SRI, Parchetul, deci toate aceste 16 instituții ale statului, cuprinse în acest dosărel, sunt instituțiile care nemijlocit au luat parte la represiune. În realitate, partea cu mineriada începe de pe 14. Lumea uita că represiunea a început pe 13. Uh-huh. Pe 13, la ora 2 noaptea, un cadru al 21 sfert, la vremea respectivă, un agent al 21 sfert, Doru Mărieș, își strângea lucrurile din piață și dispărea undeva. El a rămas acolo cu câțiva oameni tocmai pentru a se crea pretextul pe care Iliescu l-a vrut în data de 11. Mă duce aminte de celebra casetă în care Diamandescu spunea: ne dăm foc la autobuze, corect, cum am stabilit cu președintele. Acea casetă tot eu am difuzat-o și mi-a venit de la niște oameni de la MAPN. Asta e partea drăguță. Stănculescu s-a oficat foarte tare și a dat și demisia. Cred că a fost singura situație în care un ministru a apărut și a dat demisia în acea perioadă.
pentru că au fost folosite forțele militare fără acordul său. Conform pe atunci nu este CSAT și înainte de 89, legea nu permitea președintelui, șefului stat, nu permitea ca să ceară armatei decât într-un anumit cadru legal pusul glonțului pe țară. Ilescu a cerut, s-a tras gloanțe de război. Și asupra mea, și asupra lui Victor, au fost mai mulți oameni uciși decât apar în statistici. Armata a fost, la vremea respectivă, principalul complice. Nu uitați că minerii au fost îmbrăcați, au fost duși după aia unități militare ale jandarmeriei, ale securității, îmbrăcați cu uniforme, iar Iescu vrea să-i păstreze ca un fel de forță. Păcat că suntem la finalul acestui dialog, dar, așa cum spuneam, să-l considerăm abia episodul 1 din... Să sperăm că nu mai fie nevoie să vorbim despre mineria, pentru că... Da, să mai vorbim despre acești 33 de ani care au trecut de la acele momente, pentru că sunt multe lucruri de care sunt și acum nebântuie, ca să zicem. Eu sper măcar la anul să fie un succes la acestei guvernări, să vedem că sunt în sfârșit condamnați oameni care sunt prins în dosar de 33 de ani. Mulțumesc foarte mult, George Roncea. Doamnelor și domnilor, ne oprim aici cu emisiunea Sub semnul întrebării în această seară. Ne revedem în câteva momente în emisiunea lui Mădălin Ionescu, la Mădălin Ionescu Show, împreună cu Mirel Palada și Mirel Măcurea și, desigur, cu Mădălin Ionescu. Revenim așadar. Toate bune!